la 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 la, prințul din poveste, tra la 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 la, pe zmei și vrăjitoare, tra la 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 la, să le învinge oare, tra la 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 la, soarele și luna, tra la 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 la, prieteni sunt de acum, tra la 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 la, vântul și pământul, tra la 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 la, cântul și cu gândul, tra la 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 la. Mesajul transmis de actorii trupei de teatru Devean cu moț în frunte a fost acela de a împregna în mințile celor mici ideea de a nu pleca de acasă fără știrea și consimțământul părinților. Mai mult, actorul principal a ținut să menționeze că nu se adresează doar copiilor. Nu numai copiilor. Mă gândesc la toți copiii între 3 și 93 de ani. Pentru că, până la urmă, toți oamenii sunt copii. În suflet, toți oamenii sunt copii. Și mai mult decât atât, în afară de purașul care le va aduce tuturor copiilor la finalul spectacolului, îmi pare rău că probabil nu știu toți copiii din Hunedoara cât un dar, noi astăzi vom pune pe scenă o piesă premiată internațional cu un mesaj foarte, foarte adânc. Sunt sigur că și ei copiii vor înțelege ceva, dar sunt sigur că și cei mari au multe de înțeles din piesa aceasta. Se numește Prințul degeaba, iar deznodământul va spune și de ce. Cei mici au înțeles pe deplin mesajul transmis de a nu pleca de acasă fără știrea părinților. Am înțeles că o vrăjitoare o venit și l-o păcălit. Și a... Pe un băiețel. Și cum l-a păcălit? L-a păcălit că a spus că face o prăjitură și a spus că l-a transformat în prinț, dar l-a păcălit. Ce ai primit aici? Un CD-ul și o cărticică de poveste. Cum ți s-a părut piesa de teatru? Frumoasă! Ce ai înțeles tu din piesa asta de teatru? Că trebuie să-i ascultăm pe părinții, să nu mergem niciodată cu alți oameni. Bine, frumoasă! Și ce ai înțeles tu din piesa asta? Să nu pleci niciodată de acasă fără să-i spui la mamă și la tatăi unde te duci. Trupa cu moț în frunte din Deva a fost reprezentată ieri de Adina Vescan și Edi Moțățăianu, iar muzica originală din timpul spectacolului a fost compusă de părinții actorului din rolul principal. Uita așa și uita așa, tra-l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 a